MedLife, furnizor de servicii private de sănătate din România. Operează cea mai extinsă rețea de clinici din țara noastră, una dintre cele mai mari rețele de laboratoare medicale, spitale generale și specializate și are cea mai mare bază de clienți pentru pachetele de prevenție în sănătate din țară. Activele total au crescut cu 35% pe fondul creșterii activelor imobilizate ca urmare a măririi fondului comercial, în timp ce activele circulante urcă pe fondul creșterii creanțelor de încasat. Datorile pe termen scurt creștere cu aproape 29% ca urmare a creșterii împrumuturilor pe termen scurt, în timp ce datorile pe termen lung cresc ca urmare a majorării sumei împrumuturilor purtătoare de dobânzi. Cifra de afaceri a MedLife la 9 luni 2022 a fost cu 27% mai mare față de perioada similară din anul trecut, în timp ce cheltuielile totale au crescut cu 34%, creșterea cifrei de afaceri s-a datorat în principal creșterii din toate liniile de afaceri ale grupului, precum și achizițiilor finalizate de grup în 2022. Diferența în cheltuieli vine din majorarea cheltuielilor salariale, a consumabilelor și a materiilor de reparații și cheltuielilor cu mărfurile. Cheltuielile cu mărfurile au crescut ca urmare a consolidării PharmaChem, compania de distribuție a produselor farmaceutice. Costurile mai mari au dus la o scădere a profitului cu 42%. Iată și câteva detalii a indicatorilor operaționale în funcție de liniile de afaceri. Vedem creșteri pe liniile de business la clinici, stomatologie, spitale, vânzări corporative și farmacii și o scădere pentru laboratoare. Și vedem veniturile din contracte cu clienții ca și procent din totalul afacerii MedLife și variația acestora între 9 luni 2021 și 9 luni 2022. Vedem scăderea de aproape 24% pe partea de laboratoare.